Precipitațiile de săptămâna trecută nu au rămas fără urmări. Zeci de gospodării din satul Tătărani au fost inundate după ce apa de pe câmpuri s-a scurs în curțile lor. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru, iar oamenii spun că autoritățile locale nu fac nimic să le curme necazurile. Așa că sătenii au fost nevoiți și de data aceasta să-și facă treburile în curte, încălțați cu cizme de cauciuc. A venit apa mare de fiecare dată, când plouă mai tare, fiindcă avem o gârlă aici, care e malul spart. Și de fiecare dată apa vine de acolo, vine peste noi. Noi totdeauna am avut apă și în beci, și asta din cauza la gârla aia care este acum inundată. Din cauza la o gârlă. Care? Care s-a surpat. Malul. S-a surpat malul. A dat gârla pe afară? Da. Și a venit la oameni, în curte. E la fel aici, uita și dumneavoastră cum stau în apa asta. Că nu e ușor că să stai rezist în apa asta aici. Abia mă duc să iau pâine, mă duc în baston așa, vedeți și dumneavoastră. Păi da? Nu mai, dar trebuie să ia măsuri primarul. Mai rău este că apa nu se lasă dusă cu una, cu două. Cam ce să scot, uite! De data aceasta au scăpat mai ușor, spun localnicii. Alte dăți, apa le ajungea în casă, iar pereții au rămas cu urmele infiltrațiilor. Și în casă, e pe margini tot o valtă. Greu. Da, greu, ce să mie, că să dărâmă casa pe mine. Soluția ar fi introducerea canalizării în zonă pe o porțiune de 2 km. În acest fel ar putea fi prevenită inundarea peste 40 de gospodării. Vorba de canalul de scurgere de la rafineria Astra. Este o problemă foarte grea acolo, complicată, având în vedere că nu sunt bani, lipsa banilor. Acolo ar fi 2 km și jumătate de canalizare, o parte din Tătărani și Bărgăneni s-a efectuat, pentru că a scăzut apa în zona noastră. Au tone de pământ, a încărat pământ, dar albi așa de lată, în unele locuri ajunge și la 50 de metri. Nu pot să intru cu bascula să pun pământ, să fac canalul. N-am cum, pentru că nu știu, de 3-4 ani apa n-a scăzut. Problema este că primăria nu are 1,5 milioane de lei, atât cât ar costa această canalizare, ceea ce înseamnă că locuitorii inundați sunt deocamdată la mila Domnului.